Se lucrează în intersecția bulevardului Mamaia cu strada Sovejea. Muncitorii se grăbesc să îngroape cablurile de la semafoarele inteligente. Același lucru s-a întâmplat și pe trotuarul de la Delfinariu. Nu s-a ținut însă cont că acolo sunt două lucrări de artă. Oamenii au spart asfaltul, au făcut o groapă și au distrus mozaicul de care, culmea, primăria ar fi trebuit să aibă grijă. Municipalitatea Constanțeană a devenit beneficiarul proiectului Orașul meu din mozaic, realizat anul trecut. Cele două lucrări distruse au costat peste 11.000 de lei. Tot timpul pot apărea surprize. Acesta a fost și motivul pentru care s-a luat decizia să se taie o bucată din mozaicul care a fost pus pentru introducerea cablurilor. Managerul proiectului Orașul meu din mozaic a fost informat despre distrugerea celor două amplasamente după ce lucrările au avut loc. Nu înainte, așa cum ar fi fost normal, în speranța că mozaicul ar fi putut fi totuși salvat. Bănuiesc că această situație nu a putut fi evitată, drept urmare, rezultatul se poate observa pe trotuar. Ei ne-au anunțat, de îndată ce s-a produs avarierea mozaicului, împreună cu voluntarii noștri de la facultate, vom face pro bono doar ca aceste lucrări să rămână în stare intactă și la fel de frumoase ca atunci când au fost montate. În cazul în care piesele distruse nu mai sunt disponibile în atelierul Facultății de Arte, bucățile necesare de mozaic vor trebui cumpărate. Banii, la fel ca prima dată, ar urma să vină de la primărie. Voluntarii vor putea reface amplasamentele în două zile. Primăria a luat legătura cu artiștii plastici, s-a decis deja asupra lucrărilor care vor fi efectuate din nou. Municipalitatea nu exclude varianta ca și alte amplasamente din mozaic să fie afectate dacă vor mai avea loc lucrări în apropierea acestora, dă însă asigurări că dacă acest lucru se va întâmpla, situația va fi remediată. Mult mai conștienți de pagube, constanțenii spun că ar fi trebuit să fie evitată distrugerea lucrării de artă. Păcat că s-a distrus acest mozaic. Trebuia găsită o modalitate să evite deteriorarea acestor lucrări. Amplasamentele din mozaic, 21 la număr, au fost realizate în cadrul unui proiect al Facultății de Arte din Universitatea Ovidius. Primăria Constanța, care a devenit beneficiară, a dat din banii publici 120.000 de lei pentru aceste lucrări.